Primăria Municipiului Ploiești, prin administrația serviciilor sociale comunitare, Ploiești a anunțat că acordă ajutor persoanelor fizice care beneficiază de sprijin material sub formă de etichete sociale emise pe suport electronic. Cererile și declarațiile pe propria răspundere a persoanelor fizice care urmează să beneficieze de sprijin material sub formă de etichete sociale emise pe suport electronic se depun la sediul ASSC. Sprijinul se acordă familiilor cu cel puțin doi copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei dar și familiilor monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 de lei. Desprejin material sub formă de etichete sociale emise pe suport electronic beneficiază și persoanele fără adăpost aflate în evidența municipalității. Distribuirea etichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde se face la domiciliul beneficiarilor cu confirmare de primire prin compania națională Poșta Română. În cazul persoanelor fără adăpost, distribuirea etichetelor se face de către Administrația Serviciilor Sociale comunitare. Ploiești. Valoarea etichetelor sociale pe suport electronic este de 250 de lei.